încântat că în sfârșit am ajuns în această zi, când iată, recepționăm lucrurile la Colegiul Arman Călinescu. A fost o perioadă destul de grea, copiii știți că în poartă au fost mutați la școala Nicolae Simonide, acum iată, au posibilitatea să se întoarcă acasă și sper să și păstreze cât mai mult ce găsesc aici. Colega mea, Raluca Marin, vă va da câteva date tehnice. Mulțumesc mult domnului director general de adresul Muntenia. Proiectul a fost pe porn. Nu mă întrebați cât a fost contribuția municipiului Pitești, că vă speriați pentru că v-am învățat cu contribuții zero sau așa, hai să zicem un 2-5%, dar ca să, dacă vreți să vă spun, vă spun, și aici 3,3%. Mă doare inima și acum, dar mă rog, sunt foarte încântat că a ieșit bine, veți vedea și interiorul și una peste alta facem pentru oraș, facem pentru copiii noștri și sper ca toată lumea să fie mulțumită, nu doamna director? Bineînțeles! Și domnul președinte, la eu vreau să, acum să spun, nici o sumă nu-i prea mare când asta există spune o asemenea realizare. Vă dați seama, sentimental, așa sunt legat de zona aceasta, pentru că într-un fel sau altul am copilărit în această zonă și arată într-un mod excepțional. Eu cred că pentru copiii noștri, exact cum a spus și domnul primar, niciun efort nu este prea mare, pentru că totuși ne mai dau speranța aceea că putem fi într-o țară în care viitorul să arate mai bine și mai frumos. Avem nevoie de copii cât mai bine pregătiți, trăim într-o societate cu mari probleme și cu atât mai mult trebuie să salutăm efortul făcut de domnul primar și de primăria municipiului Pitești, de grupul de consilier local, pentru a duce la bun sfârșit un asemenea echipă.